Este a treia zi de grevă generală în sistemul de învățământ din România. Toate rundele de negocieri de până acum au eșuat, iar sindicatele anunță că acțiunea va continua probabil toată săptămâna. Între timp, sindicatul din învățământul preuniversitar din județul Hunedoara a făcut publice noi acțiuni de protest în fața instituțiilor subordonate Ministerului Educației și Guvernului României. Din cauza grevei generale, Ministerul a modificat calendarul evaluării naționale pentru clasa a 6-a. Probele urmând să aibă loc în zilele de 30 mai, limbă și comunicare, respectiv 31 mai, matematică și științele naturii. Continuă greva generală, anunță liderii de sindicat pe pagina de Facebook a organizației județene, aceștia încurajându-i pe protestatari să reziste presiunilor exercitate de minister. Greva generală va fi acompaniată și de alte acțiuni de protest. Joi, între orele 11 și 13, marș de protest în București pe traseul Guvern-Parlament. La marșul de protest de la București, un marș al tăcerii, participă colegii din București și din județele limitrofe, părinți și elevi. Organizăm o acțiune similară la DEVA, mai spun liderii de sindicat hunedoreni. Tot joi, între orele 11 și 13, marș de protest la DEVA, pe traseul Inspectoratul Școlar Județean, Prefectura Hunedoara. La marșul de protest de la DEVA, tot un marș al tăcerii, sindicatele solicită participarea câte două persoane din fiecare grupă sindicală din județ. În semn de protest, se vor depune pixurile sau stilourile în fața celor două instituții. Se anunță pe pagina de socializare a sindicatului din învățământul preuniversitar Hunedoara.